Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Astăzi, după cum v-am spus și în clipurile trecute, a venit timpul să-i facem un detailing complet la interior. Trebuie să renoim puțin interiorul, să-i dăm așa o reîmprospătare. Ideea e că oricum unele elemente din piele, după cum bine știți, le-am schimbat la Vivacy și trebuie curățată și pielea veche, să zic așa, pentru a fi totul la aceeași culoare. Dacă n-ați văzut clipul de la Viva Leather, aveți link în descrierea acestui clip. Pe mine mă obsedează absolut orice element ce nu e în regulă și absolut orice nu e în regulă și observi o mică diferență, iar dau în cotieră, și observi o mică diferență, trebuie să schimb sau trebuie să rezolv neapărat problema aia, fiindcă îmi place să fie totul impecabil și exact așa cum trebuie. După cum bine știți, am rezolvat și problema cu ușa și problema cu pielea, fiindcă scaunul pasagerului era pătat și pata aceea nu mai ieșea. Ce s-a gândit Bogdan? Schimbăm pielea, ce să mai? Păi normal. Dar până una alta, nu uita să dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Acum îl așteptăm pe Ștefan. Ștefan este băiatul care se va ocupa de detailing. Dacă sunteți interesați de un detailing, atât interior cât și exterior, aplicare protecție ceramică și așa mai departe, nu uita să-l contactați. Băiatul lucrează foarte, foarte bine, a lucrat o perioadă în Anglia și puteți vedea pe Instagram de ce mașini s-au ocupat. Numai Lambo, Ferrari și mașini de genul. Deci băiatul lucrează foarte, foarte bine și merită un follow acolo. Oricum, veți vedea rezultatul la finalul zilei sau depinde cât de repede terminăm. Eu sper să terminăm cât mai repede. Să deschid totuși ușa prima dată ca să se audă normal. Au! Ok, un lucru pe care îl vom mai face, tot la interior, bineînțeles, ia uzi cum atinge aici, îi vom da o protecție ceramică și un polish la trimuri, fiindcă noile trimuri, în general, toate trimurile sunt foarte expuse la brățări, la ceasuri și anume la zgârieturi, bineînțeles. Deci trebuie să îi dăm o protecție, să le dăm o protecție ceramică pentru a nu avea probleme, de genul să nu se mai zgârie la fel de ușor când intervin diferite contacte cu brățări și cu... Na, în fine. Îl așteptăm pe Ștefan și ne vedem direct de la Gabi de la atelier, cred. Bun, ne-am întâlnit acum cu Gabi. Salut. Și mergem la atelierul lui să facem detailing. Deci ne vedem direct de acolo. Op, vină cu aia. Nu știu cum o să treacă. Stai puțin. Hai că în sfârșit am scos-o și noi. El e Ștefan, salut! Saltare! Salut!
ce faci. Ce diferențe. Deci nu eram eu nebun că o vedeam gri mereu. Nu eram eu nebun că o vedeam mereu gri. Da. Păi, diferent, și ai piele nouă, adică are 2 luni, s-a murdărit deja. E un pic de diferență. E, e. Aici se vede cel mai clar pe pielea veche.
acum aproape Tecnio Ștefan partea stângă și ne apucăm de partea dreaptă. E o diferență de la cer la pământ, să zic așa. Adică până și pielea aia schimbată, aia curată, curată între ghilimele, care are, nu știu, vreo 2-3 luni, ceva de genul, până și aia s-a murdărit în, între timp. Deci atât de pretențioasă este această culoare. Ia spune Ștefan cum e. Salutare! Mai avem ceva de lucru, Dona? Mai avem. Ia să zicem. Da, este. E o mare diferență. Oricum o să vedeți la, o să vedeți la final niște cadre. O să vedeți niște poze pe Instagramul lui, așa că nu uitați să dați un follow, îl aveți atât pe ecran cât și în descriere. Hai să vedem ce surprize ne mai rezervă pielea și interior. Și acum chestia asta usucă toată zona, mocheta în special, nu? Da. Sau în cazul în care avem material de fil la scaune și sau interiorul e textil complet, atunci vă usca tot. Ia uite-l pe Bogdanel, stai așa. Uite, faci cu mâna, ai tras camera fix acum. Hai mă, faci cu mâna. Salut, salut!
Așa, stai munerul. Ce scoatem și din cheie. Deci asta e culoarea, deci să înțeleg când e mat, aia e culoarea originală. Da. Originală, și când e lucios deja se strâns mizerie. Da.
Asta e ceramica, nu? Da. El unul este tălbar, dar titanic. Vom vedea acum cum se aplică protecția ceramică pe piele. Hai că a durat ceva până la urmă, adică am plecat pe la, nu știu, cred că pe la 12 și ceva am fost aici și acum e aproape 8 jumate. Deci a stat ceva. Și încă nu e gata, cred că vreo oră tot mai ceva de genul. Ești optimist? Mai mult de oră. Am înțeles. Haideți că ne vedem mai târziu. Sau? Bine, ne vedem de fapt cu procesul de aplicare a protecției ceramice. Deci avem așa, da? Antibacterial. Zic mie, da? Da. Nu e cu mucios sau alte chestii. După aia o luăm din sacul la bete uscată și o să rămână exact ca și materialul original. Unde aici avem alte materiale. Avem plastic, plastic și crop. Carbon, pardon. Uite, partea asta aproape gata. Și nici măcar n-am atins-o cu nimic. Da, se vede diferența, clar. Și rămâne finisajul ăla pe care cred că ți-l doreai tu. Da, da, da. Ceramica pe toate elementele din piele. Și acum ce urmează? Ce șase etaje mai? Pentru plastice. Plastice. Să le lăsăm utilizat. We'll be right back.
bun, este ora 10. Nici n-am mai durat mult de atunci, o oră doar. Și în sfârșit am terminat. Mașina va rămâne aici până mâine să se usuce toate cele, mocheta, prejurile și așa mai departe. Că așa este cel mai ok. Stai așa să vedem pe Ștefan. Ștefan, ești la zi se bază. Salutare! Îți mulțumesc foarte mult pentru, cu plăcere, Bogdan, pentru toată acțiunea asta, să zic așa. Da, e nevoie de foarte multă pricepere și răbdare pentru a face... Și timp, a zis că o rezolvăm repede, nu? Da. Doar avem un cupeu, un două uși. Exact, exact. Aveți Instagramul lui Ștefan pe ecran, atât pe ecran cât și în descriere. Dacă aveți nevoie de astfel de servicii, nu ezitați să apelați la el, fiindcă chiar știe ce face. Cred că s-a cam plictisit Bogdan pe lângă la toată ziua. 10 ore, nimic, toată. La un interior. La un interior, da. Mai avem, dar bine, nu acum. În viitor vom aplica protecție. Protecție ceramică de la GTI pentru geamuri. Iar după ce Bogdan își termină de făcut grafica, noi o să avem grijă și de partea de wrapping și așa mai departe. La fel și tot ce va urma și eu pot să fac, Bogdan o să aibă suportul meu oricând. Deci ne vom mai vedea pe viitor. Desigur. O să mai tragem niște cadre mâine când luăm mașina pe lumină. Mâine o să încheiem clipul. Dar pentru astăzi cam atât a fost. Ne vedem mâine. Am revenit. Am aranjat totul prin mașină, am pus toate cele peste tot. E murdare, așa puțin e prăfuit, dar oricum plouă afară. Ziceam că oricum plouă afară. Era aia prăfuită. Cam așa se vede pe zi, deci se vede clar diferența. În special la ușă, deci acolo se vede cea mai mare diferență. Bun, pe o să pornim mașina și o să o ducem acasă. Este gata, totul este exact așa cum trebuie, am făcut și interiorul. Deci la interior am cam încheiat, să zic așa. Cam asta am mai avut de făcut la interior. Bun, deci îi mulțumim și lui Gabi de găzduire. Cu mare plăcere. Dacă aveți o mașină de colantat, nu ezitați să-l contactați aici în Vâlcea. Acum o să pornim mașina. Apropo, aveți Instagramul lui atât pe ecran cât și în descriere. Haideți să pornim mașina să hurăm puțin pe aici. Am ajuns și eu acasă, urmează acum să bag mașina în garaj. A ieșit exact ce trebuie, deci interiorul este impecabil. Acum e reînnoit tot interiorul, să zic așa, deci nu mai are niciun defect. Nu văd absolut niciun defect și credeți-mă,
Sunt foarte pretențios la detalii. Îi mulțumesc încă o dată foarte mult lui Ștefan pentru că m-a ajutat cu toată această operațiune, cu acest detailing. A stat 10 ore ca să iasă mașina exact așa cum trebuie. Protecție ceramică, curățat absolut tot. Bineînțeles, se poate vedea pe clip munca depusă și rezultatele, fiindcă rezultatele sunt foarte, foarte vizibile. Mai avem de aplicat în viitor o protecție ceramică pentru geamuri, un tratament hidrofob. Tot în viitor urmează să le dăm un polish tuturor trimurilor, fiindcă sunt foarte, foarte sensibile, se zgârie foarte ușor și bineînțeles au nevoie de un polish și de o protecție ceramică pentru a fi mult mai rezistente la orice zgârietură, fiindcă vreau să-și păstreze look-ul lor original, fiindcă arată foarte, foarte bine. Vom vedea la momentul respectiv ori o protecție ceramică, ori PPF pe toate. Bun. Cam asta este, da, și bineînțeles o protecție pentru colant, dar în momentul în care vom termina complet cu partea asta de colant, fiindcă urmează și o grafică în viitor, după cum v-am mai spus. Până una alta, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao!